În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aflând că domnește Arhelau locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă în Israel. Iubiți credincioși, ne aflăm între sărbătoarea Crăciunului și sărbătoarea Botezului Domnului. Între ele aflându-se și trecerea de la un an la altul. Este o perioadă foarte densă și aproape că riscăm să fim obosiți de atâtea sărbători. De aceea, astăzi, în puține cuvinte, mi-am propus să vă vorbesc, eu nevrednicul, despre managementul oboselii, dacă îmi permiteți. Această pericopă pe care Sfinții Părinți au rânduit a se citi în duminica de după nașterea Domnului este o pericopă pe care o mai găsim și în a doua zi de Crăciun. Va să zic că numai câteva zile despart aceste sărbători și iată că ne întâlnim din nou cu ceea ce se numește în calendare fuga în Egipt. Și în puține cuvinte, iată despre ce este vorba. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că Iosif a luat poruncă în vis, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt, căci Irod caute să ia viața pruncului. Și Iosif s-a trezit, a luat pruncul pe mama sa și au plecat în Egipt. După un timp, a primit veste, tot prin vis, că a murit cel care căuta să ia viața pruncului. Și a zis, scoală-te, ia-ți pruncul și pe mama sa și mergi în pământul lui Israel. Dar Iosif, temându-se, auzind că domnește Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, n-a vrut să meargă și, luând poruncă în vis, s-a dus în Nazaret, în Galileea neamurilor, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul, care zice, Nazarinean se va chema. Iubiți credincioși, vă imaginați că în fiecare an, cel puțin de două ori, eu personal ca slujitor, m-am tot întâlnit cu aceste pericope. M-am întâlnit cu această fugă în Egipt și am întors-o așa pe toate părțile și când m-am hotărât să mă predau la un moment dat, să zic, domnule, din asta nu prea mai am ce să scot. M-am gândit că niciodată nu mi-au căzut ochii atât de atent pe faptul că Iosif, după ce a primit poruncă de la Dumnezeu să se ducă în Egipt și a făcut ascultare, când a primit poruncă să se întoarcă în Israel, el n-a vrut să o facă. Dar, ne spune Sfântul Evanghelist Luca foarte frumos, temându-se că domnește Arhelau, n-a vrut să se ducă și luând poruncă în vis, a mers în Galileea. Va să zic că Dumnezeu răspunde temerilor noastre. N-a făcut de capul lui, dar n-a vrut să facă cum i-a zis Dumnezeu la început. Înseamnă că linia noastră, chiar dacă este trasată într-un fel, este la un moment dat sub imperiul propriilor noastre trăiri. Știm foarte bine că este Crăciunul. Știm foarte bine de când începe postul, că am mai avut și anul trecut posturi. Știm foarte bine ce înseamnă când ne apropiem de sărbătoare. Știm cam cu ce energie intrăm în post și cât de șifonați unii dintre noi ies după aceste sărbători. Și atunci când primim vestea să trecem, că a murit cel care vroia să ia viața copilului, să trecem în alt pământ, adică să trecem dincolo de sărbătoare în modul cel mai elegant cu putință, noi începem ce? Să ne temem.
să ne temem că nu putem să facem față unor provocări, să ne temem că poate vom supăra pe cineva dacă la un moment dat ridicăm mâinile și spunem că nu mai putem, să ne temem că programul nostru în care am intrat de atâția ani este foarte bine știut de ceilalți, să ne temem de a spune unuia că nu mai putem, să ne temem să spunem celorlalți că ne-am uitat în buletin și am văzut câți ani au trecut de când ne-am născut, să ne temem de una și de alta. Și Dumnezeu totuși dă răspuns și acestor temeri. În acest răspuns stă tocmai managementul oboselii de care v-am spus că vreau să vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc astăzi tocmai eu, că sunt în mijlocul acestor teme. Și trebuie de la început să rezolvăm o problemă. Pentru ce ne obosim? Pentru că aici, de fapt, în cauză stă efectul, iar în cauză mai stă ceva și vindecarea. Dacă ne obosim, adică ne temem că nu putem să facem față sau că imaginea noastră deja a ajuns la un anumit nivel și trebuie să fie întreținută, ne temem degeaba. Înseamnă că punem accentul greșit. Eu, unul personal, fără nicio falsă modestie, vă zic de-a dreptul că am probleme cele mai multe nu cu timpul, cât cu conștiința încărcată că nu pot să răspund tuturor mesajelor pe care le primesc. Și atunci m-am întrebat cum pot să rezolv această problemă a oboselii și răspunsul mi-a venit aici. Că Dumnezeu este Cel care dă răspunsul. Dacă mai am putere să mai fac ceea ce făceam până acum, voi face, dar cu conștiința că oricum nu pot să fac față tuturor celor care au nevoie de mine. Și atunci mi-am găsit și o strategie care mă ajută să ies din toată povestea asta. Strategia se numește să fac pentru cel care fac totul. Adică să nu încerc să fac și pe aia și pe ailaltă, să nu mă înconjor de gloate, că Părintele Sfânt mi-a zis, Tată ferește de gloate, încă mai am mult să aflu ce a vrut să spună cu adevărat ce înseamnă gloate, ne-am mai lămurit noi de câteva ori, dar mă feresc să stau în mijlocul mulțimilor și ori de câte ori sunt asaltat, îi rog pe cei care mă cunosc să mă lase să mă desfășor și îi rog să nu lupte cu mine degeaba, pentru că nu vreau să mă facă un superficial atâta vreme cât încă sunt conștient că îmi fac datoria și atât. Am văzut foarte mulți duhovnici adevărați, nu așa cum sunt eu de 20 de ani, duhovnici de 50 de ani, nu. Mai am mult până atunci. Să capăt o anumită experiență, încă mai bâjbâi multe. Dar bâjbâim împreună și asta îmi place. Am văzut oameni asaltați și nu i-am judecat, Doamne ferește, dar întotdeauna în viață am învățat în două feluri. De la oameni, de la unii cum se face și de la alții cum nu se face. Și mi-am dat seama că cel mai important în viața mea au fost cei care m-au învățat ca ei nu. Și când văd pe cineva foarte asaltat și nu este în stare să spună stop, eu vreau să nu fiu superficial. Doamne ferește să nu credeți acum că părerea mea e că toți sunt superficiali dacă sunt asaltați de oameni. Nu. Trebuie să găsim o măsură. Și asta este răspunsul la întrebarea ce facem când suntem obosiți. Sfântul Arsenie cel Mare își îndemnea un ucenic care nici pe departe nu era cel mai vrednic și cel mai sârguincios. Și a spus, Tată, când ți-e foame, mănâncă. Când ți-e sete, bea. Când ți-e somn, odihnește-te. Cred că este una dintre strategiile pe care noi, din păcate, ne temem să le folosim. De ce? Pentru că ne e teamă ca nu cumva imaginea noastră sau problemele celor din jurul nostru nu se rezolvă. Nu. Dumnezeu, dacă noi suntem sinceri cu programul nostru, ne va da din nou un răspuns în vis. Așa cum i-a răspuns lui Iosif. După ce Iosif
s-a temut de Arhelau, că va face ce a făcut taică-su, a primit poruncă tot în vis. E, dacă nu vrei să o iei pe acolo, vezi că mai am o variantă. Adică, uite, mergi până în Galileea Neamurilor, pentru că și așa scrie, Nazarinean se va chema. Mai fă un popas acolo. Ce înseamnă asta pentru noi și oboseala de care vorbeam? Mai fă un popas. Așa, ca să spun pe românește, niște sărbători mai light. Lasă-le mai domol. Să știți că după aceste sărbători, nu v-aș fi spus acest lucru dacă n-aș fi trăit și eu așa. Am intrat într-un iureș de sărbătoare, uitând aproape și de diagnosticele mele. Nu mi-a părut rău de asta, dar la un moment dat m-am pomenit după slujba de Sfântul Ștefan că mai am atâtea de făcut și nu mai pot. Aproape ca un om care urmează să nece, m-am temut, culmea, nu pentru mine, m-am temut pentru cei care le promisesem că în dimineața aceasta de duminică, în dimineața zilei de anul nou, că de bobotează, că duminica cealaltă, voi veni și voi rezolva ceea ce n-am putut să rezolv în post. Și probabil că teama aceasta pentru ei mi-a trimis și mie, nu un vis Dumnezeu, dar mi-a trimis gândul cel bun să fac o pauză. Și după Sfântul Ștefan n-am mai putut și mi-a făcut o pauză. Telefoanele au mers la fel, s-au adunat foarte multe mesaje, încă vor mai aștepta, vă imaginați că până la postul mare tot voi da răspuns la cele pe care le-am primit zilele acestea. Am făcut o minimă selecție în ce privește pe cei care nu mai au timp în sensul bun al cuvântului, vin de departe, trebuie să plece iar și mai departe, vin pentru un timp scurt și pleacă pentru un timp și mai lung. Și atunci mă gândesc că oricum nu pot să rezolv totul, dar pot să rezolv ceea ce zicea Părintele Arsenie. Tată, dacă vezi că îi lipsește cuiva un zâmbet, dă-i-l pe al tău. Dacă vor pleca departe, peste oceanii cu zâmbetul meu, să știți că n-am teamă că nu se mai întoarce. Zâmbetul este singurul produs al unui suflet sincer, care nu se termină niciodată. Îl dai de tot și îl primești iar de tot. Dacă dai numai puțin din el, n-ai dat nimic și s-ar putea ca și tu să rămâi fără nimic. Pentru că întotdeauna tot ceea ce dai, aceea vine înapoi mult mai întărit. Și atunci să revenim la problema noastră a oboselii. De ce obosim? Obosim pentru că le luăm pe toate prea în greu. Ce ar însemna ca fiecare dintre noi să se ducă acum acasă și să-și facă o listă, să vadă câte vase cu salată bœuf au rămas neatinse, de la început în magie. Câte sarmale au rămas la fel neatinse. Câtă mămăligă e pe masă și cât cozonaci. Și să-și dea seama, nu cumva oboseala mea nu stă în ceea ce am făcut, ci în ceea ce a rămas neatins. Fiți atenți că acesta este un canon pe care vreau să-l săvârșiți ca să vă prindă bine. Nu obosim pentru ceea ce dăm altora să se folosească, ci obosim pentru ceea ce rămâne nefolosit. Înseamnă că primul răspuns la întrebarea de ce obosim, obosim degeaba, obosim pentru lucruri pe care nici măcar nu le folosim. Apoi, de ce mai obosim? Pentru că începem să ne plănuim prea din vreme cum să facem și cum să dregem pe fiecare zi în parte. Și intrăm așa ca într-o morișcă din care să nu mai putem ieși. Eu am o imagine plastică pentru mine și ar vrea să vă împărtășesc. Când eram mici, existau niște mașini de bătut porumb, nu știu, probabil că mai există și acum. Porsche nu mai există, dar porumb cred că mai există. Încă. În care cineva trebuia să dea la manivelă. De la manivelă și avea și o roată centrifugă pentru o anumită mișcare de inerție și cel care introducea porumb cu porumb, ștulete cu ștulete, trebuia să aibă o anumită grijă, să nu îi arunce prea des,
pentru că nu mai avea inerția mașinăriei putere să meargă până la capăt. Dar noi fiind copii, vă imaginați că făceam de așa natură încât să-l omorâm pe la care vedea la manivelă, că ne vedea rândul tuturor la un moment dat. Și aruncam unul după altul și bineînțeles că se oprea mașina, după care trebuia să scoatem și să reparăm greșeala, ne venea bunicul și ceea ce am făcut, imediat își dădea seama ce am făcut. Și acum, ori de câte ori îmi aglomerez programul, îmi dau seama de mașina de bătut porumb. Cred că am lăsat pe cei care aruncă pentru a scoate boabele după cocean prea des lucrurile asupra noastră. Și anume, de când începe postul, ne propunem să facem ceva, să mai facem ceva. Vă imaginați că în 6 săptămâni de post, până vine Crăciunul, lucrurile se aglomerează, niciodată nu se simplifică. De exemplu, mie îmi place când fac prima sfințire la casa omului și prima dată mai lipsește câte o mobilă, câte un colț. E, tată, când te duci peste 2 ani, nu mai ai loc. Nu mai, trebuie să te intri într-un fel și te întorci în altfel, așa? Pentru că se aglomerează acolo. Hai că așa e frumos, hai că așa. Nu, trebuie să știi și ce casă ai și cât ai. Și când primești un cadou, să știi că sunt foarte multe cadouri pentru că pe care trebuie să le dai cu o mare eleganță în altă parte. Pentru că altfel, dacă am păstrat orice, este exact ca cea din tâi cauză a oboselii. Nu obosim pentru ceea ce este frumos pe lângă noi, ci obosim pentru ceea ce ne aglomerează viața. Și în mod cu totul și cu totul gratuit. De aceea, trebuie să fim atenți și cu agenda noastră. Măi, facem așa, ca așa am făcut anul trecut. Băi, anul trecut avem o vârstă, acum avem altă vârstă. Între timp mai avem și alte diagnostice, nu putem să luăm tot așa. Dar noi ne mai luptăm cu un dușman care ne accentuează oboseala, gândurile noastre. A, dar ce o să zic, că ce-am îmbătrânit, bă, nu-i chiar așa, bă, hai să mai facem. Iar organizezi ziua lui, nu, iar facem, trecem. Dacă nu vom face curat în programul nostru și nu ne vom socoti foarte bine puterile, cu siguranță că oboseala vine peste noi. Și vine o oboseală care face din noi alții. Face din noi niște firi triste. Am văzut foarte multe gospodine în perioada aceasta care erau atât de obosite încât nu mai avea nimeni bucurie să mănânce din ceea ce ele gătiseră. Și în loc să se așeze unii lângă alții și să stea de vorbă, mai știu și alte bucătărese care, și gospodine, gazde, care stau numai în bucătărie. Hai, știi, e ca ăla... Nu știu dacă mai știți din armată, cei care au făcut armata, lângă cel cu mitraliera de companie stă un tiran și scoate cartușele. Ăla era, întotdeauna trebuia să aibă cartușele pe țeavă. Stai mă, femeie, vină în pace și să stăm de vorbă. Că până la urmă Crăciunul, să știți că nu face să fugim de acasă când avem ce mânca, Doamne ferește. Face o atmosferă deosebită. Ne ține pe toți la un loc. Dar dacă unul e la bucătărie și 10 sunt în sufragerie, ăla de la bucătărie nu mai știe ce urmează. Asta e așa, că am uitat cu tare. A, stați așa, iertați-mă că mai aveam un aspic pe care trebuie neapărat să-l gustați. Stai mai omule, hai să stăm de vorbă. Nu, ah, să nu mai fac gafe de astea. Gata, s-a îngrijit la desert. Vedeți că avem 10 feluri de prăjituri și am niște eclere făcute așa. Avem tot vreo frumos. Ei, această, așa zisă, grijă este cea care obosește. Și culmea, nu obosește numai gazda, obosește și pe ceilalți care se vor simți în nesiguranță. Dar voi putea să fac față la tot măcelul ce se întâmplă în jurul meu? Stați așa, că să nu încurcăm lucrurile. Începem întâi ușor cu un curcan, după aia vine puiul, și porcul vine mai încolo, că e cu pesta asta, e o problemă mare. Apropo, ca să vă mai desprețesc așa o leacă, poporul român întotdeauna dă semne că este viu prin ceea ce mai scoate așa pe linia autorilor necunoscuți. Autor necunoscut înseamnă poporul român. Spune că un
agent a oprit, s-a tras pe dreapta un șofer și a spus: nu vă supărați, în baza faptului că am avut niște probleme lunile acestea cu pesta porcină africană, dar dumne știu că trebuie să-mi spuneți ce aveți în portbagaj. La care omul a zis: păi, în portbagaj am jumătate de porc. Și era așa o singură întrebare: viu? În măsura în care un popor poate să facă haz de necaz, poate să treacă peste toate pericolele celelalte și să producă așa ceva, ne dă de înțeles că este un popor viu. Nu este un popor obosit, pentru că aici vreau să ajung. Singura problemă a oboselii este părerea că suntem obosiți. Întotdeauna mă întreb, când plec de acasă, v-am spus, plec de acasă numai cu bucurie, când voi pleca de acasă fără bucurie, nu mai plec. Dar obosit, mă simt eu așa apăsat, că n-am rezolvat pe ăla sau pe ălalt. Când ajung aici, văd, rezolv câte ceva, începe Sfânta Liturghie, încet, încet, Sfânta Liturghie mă încarcă. Și îmi dă de înțeles că, de fapt, mie mi se părea că sunt obosit. Aici este marea problemă. Trebuie să credem întotdeauna că nu suntem obosiți, dar nu să credem așa ca să facem lucruri peste puterea noastră, ci această constatare a noastră că nu suntem obosiți trebuie să ne ajute să facem numai lucruri care rămân. Nu să facem ca gospodina ce, păi de astea că mai pot, mai fac încă 10 torturi. Nu, ăsta este semnalul că nu ești obosit. Semnalul că nu ești obosit este încărcarea din roade. Ești primul care te hrănești cu bucuria celor pe care i-ai invitat. Primul care te hrănești din bucuria gazdei căreia i-ai acceptat o anumită invitație. Asta înseamnă că managementul oboselii trece numai și numai prin modul nostru de a vedea lucrurile. Este foarte interesant faptul că părerea noastră ne poate face să fim triști sau ne poate să facă să fim foarte, foarte bucuroși și să așteptăm de acum înainte sărbătorile ca și când niciodată n-au trecut pe lângă noi oboseli sau provocări. De aceea, acum, suntem în mijlocul sărbătorilor. Mai avem până la Sfântul Ion, până lunea viitoare, încă 8 zile. Ne așteaptă trecerea în noul an, ne așteaptă Boboteaza și apoi Sfântul Ion. Păi stați, fraților, asta ce înseamnă? Când deja vedem lucrurile cum se zbat așa ca valul mării? Nu, trebuie să vedem că lucrurile sunt frumoase, mai avem posibilitatea să arătăm că suntem într-o legătură directă cu Dumnezeu și facem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat să facem, să fugim din calea vrăjmașilor, că și aici este o temă pe care o vom aborda altă dată, nu trebuie să stăm în fața lui, dacă caută cineva să ne ia viața pruncului, adică sufletul nostru și odihna noastră, trebuie să fugim deoparte. Și iată că încet, încet am prins ideea. Sărbătoarea este în noi și a ne pune la dispoziția celuilalt nu trebuie să o facem cu oboseală, ci cu bucurie. Pentru că din oboseală nu pot niciodată să răsară lucruri vioaie. Din oboseală pot să nască numai lucruri așa pe jumătate făcute, pe jumătate cealaltă nefăcute. Pot să răsară numai lucruri care să nu satisfacă bucuria niciunei părți și de aceea, dacă avem o măsură în lucruri, vom face anul acesta o parte. Dacă ne va rândui Dumnezeu să trăim și la anul, vom mai face încă o parte, dar partea pe care o facem să fie întreagă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.